aviației militare a României după 1990 și a prezentat MiG-21 în zbor, nu numai în țara noastră, ci și în alte țări din lumea aceasta. Implică viraje de lupe, looping-uri, tonomuri, spor, razant, piloții fiind foarte solicitați în cabină. Roger Borneanu are mai mult de 2000 de ore de zbor pe avionul MiG-21, un pilot excepțional. De la verticală la joasă înălțime. Combustibil, ceea ce înseamnă că MiG-21 consumă mai mult de 1000 de litri de kerosen pe minut. Din nou, la verticală. Datorită vitezei mici a avionului, manevre aproape de limita aeronavei. Evoluții la suprasarcini foarte mari, foarte solicitante pentru pilot, dar sunt piloți antrenați și știu să-și facă meseria. Evoluțiile aeriene. Din nou se axează către aerodrom. Evoluțiile sunt mai dificile pentru că are acroșate rezervoarele suplimentare, pentru că a decolat de la Mihail Cogălnicianu și va ateriza pe baza aeriană de la Bacău.